dragilor, ce faceți? Săptămâna aceasta v-am pregătit un aranjament ușor diferit de ceea ce am făcut până acum. Foarte simplu de făcut. Toate au fost foarte, foarte, foarte simple. Sunt convins că le-ați făcut pe toate. Recunosc că poate unele sunt un pic mai dificile, dar cum v-am zis la început, tot ceea ce îmi doresc este să vă inspir și cu această ocazie să aveți mereu flori proaspete în casă. Săptămâna aceasta nu mai avem floricele, am primit de la Radu, de la grădina urbană, niște plântuțe și o să facem un aranjament cu plante. După cum vedeți, de data asta am pe masă niște lucruri mai... Parcă nu prea aș fi florist și mai degrabă altfel de altă meserie, nici nu știu să zic ce. Dar o să vă arăt cum să facem un suport din, ce credeți, niște boluri de la Ikea. Am luat, cred că toată lumea le recunoaște, bolurile astea de inox de la ei. Am luat două boluri, unul mai mare, unul mai mic. Așa, țineți minte... Această vopsea superbă, email acrilic pe bază de apă, nu miroase, se usucă foarte repede, o găsiți la toate magazinele de bricolaj, Bricostor, Horbach, peste tot se găsește fără niciun fel de problemă, inclusiv pe culori, mie îmi place albul, știu, e ciudat că îmi place albul, că tot timpul hainele mele sunt negre, dar în jurul meu îmi place ca aproape totul să fie alb. Se ia două boluri de inox de la Ikea, da? Se vopsesc și după ce sunt vopsite, cu o șurubeniță, dăm o gaură în fund. Și după ce le-am găurit, pe amândouă, da? Înăuntru le-am prins efectiv unul de celălalt cu două, cu un șurub, practic. Da? E foarte important să știm că, având o gaură în interior, acest suport nu ține apă. Deci va trebui să folosim, dacă vrem să punem niște plante sau flori sau orice, va trebui să folosim o folie. Oamenii ăștia de la Popcorn Set, ei prind toate detaliile și le mulțumesc cu ocazia asta. O să luăm o orhidee frumoasă, orhidee Phalaenopsis. Orhidea o să o punem în centru. Nu o să scoatem din vas, pentru că vrem să rămână în continuare în scoarța în care ea crește și doar în jurul ei o să punem pământ. Asta înseamnă, e foarte important să nu uitați, când dați aranjamentul cu plante, da? Să puneți... apă și în mijloc, să puneți apă orhideei, da? Apoi începem să punem plantele astea, câteva pe care le avem aici, în jurul acestei orhidee și o să vedeți cum încet, încet o să obținem un aranjament cu plante absolut super. Începem cu o plantă curgătoare, o să punem aceasta iasomie, da? Să avem o plantă curgătoare. Apoi o să adăugăm această alocasia superbă. Și apoi avem câte două plantuțe mici, o să punem în partea asta o mică difembachia și în partea asta altă un mic ripsalis. După ce am pus plantele, o să venim să completăm spațiile dintre ele cu un pic de pământ. Dacă auziți un zgomot de fundal, așa ca un huruit, să știți că atât Happy cât și Love sfore. În momentul acesta sunt în lumea viselor. Ce le pasă lor? Ce știu ele despre viața grea de influență? Punem pământ mult în jurul plantelor, așa, astfel încât să acoperim toate spațiile dintre ele. Așa. Acum, după ce am pus suficient pământ între plante, da? O să ne scăpăm de acest exces de folie. Pur și simplu mergem de jur împrejurul vasului și o tăiem. După ce am tăiat folia, am aici câteva bucățele de mușchi verde pe care o să le punem pur și simplu printre aceste plante, acolo unde credem că e nevoie de
un pic de decor verde. O să pun și câteva bucăți de reindeer, da? Sau cum îi mai auziți pe internet sau prin alte locuri, licheni. El nu e chiar lichen, este tot o specie de mușchi. Și vedeți că nu-i fac absolut nimic, doar îl pun frumos printre, printre aceste plante, având mare, mare grijă să nu se mai vadă niciun pic de folie. Să aveți mare, mare grijă să nu uitați să udați plantele, să nu uitați să udați orhideea separat dacă ați lăsat orhideea în ghiveci. Din experiență vă recomand să o lăsați în ghiveci, pentru că dacă o desfaceți, acele bucățele de scoarță se dezintegrează și s-ar putea să nu mai stea la fel de frumos. Alt lucru de care trebuie să țineți cont, un astfel de aranjament are nevoie de timp până când rădăcinile plantelor se vor uni și vor forma într-adevăr o grădină. Așadar, minim 3 luni de zile, vă recomand să udați aproape fiecare plantă în parte, pentru că numai în felul ăsta vă veți asigura că toate plantele au suficientă au parte de suficientă apă. Da? Și cel mai important, nu uitați că anumite plante au și nevoie de îngrășământ. Da? Asta e un lucru foarte important atunci când lucrăm cu plante. Nu uitați să mă căutați pe YouTube și pe Instagram și peste tot unde vedeți Daniel Nora, să dați acolo like și follow, cum v-am zis. Asta e cel mai important și abia aștept să ne vedem și să facem împreună un alt aranjamentel superb, bineînțeles că nici n-are cum să fie altfel. Vă pup, să aveți o zi frumoasă, pa!